pentru simplu fapt că ești de culoare închisă. Hai grijă pe aia, murim! Băi, murim să moară! Băi! Ratatatat! Bine ați venit la Techstars Autocross Challenge, un nou episod cu o nouă vedetă astăzi. Ne cerem scuze pentru acest scurt moment publicitar, dar trebuie să știți că înainte să vă achiziționați o mașină, este bine să vizitați site-ul www.carvertical.com pentru a verifica dacă mașina dumneavoastră a fost lovită, răsturnată, inundată, incendiată și așa mai departe. Nu e nimic rău că mașinile sunt accidentate și reparate corect, dar măcar să știți să plătiți o sumă cât mai aproape de adevăr. Înainte să vă prezint vedeta, aș vrea să le mulțumesc partenerilor fără de care acest challenge nu s-ar fi putut întâmpla. Deci, avem Techstars, Motul, OMV, Luca Customs și TCM Tuning, băieții cu cai putere, cu softuri, cu chipuri, cum știe domnul Cabral aici de față, pe care îl invit alături de mine, cu tot cu cafea, că e dimineață. Ăsta e semnul? Ăsta e semnul, da. Ăsta e semnul. Vă salut, domnul Ibaca. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră la acest challenge. Ratatata challenge. Cu ce ați venit dumneavoastră? Că am venit, eu sunt în timpul muncii, nu sunt ca voi, am mult timp liber și bani de cheltuit. Okay. Așa că nu vin cu șofer. Mașina mea și sunt transportat pentru că sunt prea obosit la final. Am înțeles. Și atunci mă rostogolește către casă. Ușor așa. Te da. Bagă în portbagaj? Mă ia pe hârn. Cu greu îl bagi în portbagaj, dar bine, okay. Bătut intru în orice. Da. Bun. Competiția se desfășoară cu acest Golf 3 GTI. Această minunăție a tehnicii moderne. Rachetă mondială pregătită de autocross cu suspensie, scaune, centuri și volan și evacuare, ca să avem și pe drum ratata, senzații și nu știu ce. 3 plin ratata. Nu, 2. 2. 2. N-avem ce să facem cu 3. Eu te las. Dacă vrei tu dai 3, nu-i problemă. Să ne concentrăm pe lung. Nu pe scurt. Le-ai povestit că de 2 săptămâni îți zic ratatatata și ție nu-ți place? Da, frate, nu le-am povestit și vă povestesc acum că eu când am făcut challenge-ul ăsta nu m-am gândit că o să stau în dreapta cu oamenii. Adică m-am gândit că o să le pun întrebări, o să fie fan, ei se vor chinui să conducă, eu nu o să-i las prin întrebări. Și după aia m-am panicat. Cu 3 zile înainte zic, mamă, zic eu o să merg cu ăștia în mașină. Ratata, telefonul Georgia, te fac, fii atent, ieri. Nebunie, fac timpul, tot ce faci tu, mă, gata. Am febră la gambă, de la cât m-am împins. Bă, m-am împins, la un moment dat ieri nu mai puteam, rămăsese piciorul acolo. Bun, hai să te echipăm și să vedem dacă intri în mașină. Asta, o să te echipăm, ai tu haine să mă îmbraci pe mine? Am cască. Ai tu cască pentru mine? Am cască pentru tine, da, i-am scos bureții. Păi ai borcan, nu mai e cască. Bine, hai să vedem. Hai e să ok, vedem. Te protejează. De ce? De orice s-ar putea întâmpla. Dar nimeni nu mă protejează pe mine de cască. Nu. Hai. La ultima am dat X. Trage, cum se dă X? Ne dă un X așa. Se aude. Știi? Ca o întrebare greșită la românii au talent. A ce ești tu acolo? Așa. Ce? Nimic. Let's go când vrei tu. 5, 4, 3, 2, 1, start. Prima întrebare. De unde pasiunea pentru mașini și motociclete? De mic în tinerețe. Pentru că ne plac motoarele. Ai grijă pe aia. Murim. Murim să moară. Băi, lasă-o că să-mi bag. Fii atent. De unde pot face... Ușor că sare. De unde pot face rost de un CD cu băieți? Pui. Nu există și eu mi-am dorit, dar nu mai există. Ușor. Nu mi-am gândit. Nu mai spune, mă, ușor. Mi-e frică. Nu se mai fie. Te duci prea în exterior. Ține interiorul. Lasă-mă că ți-i ce vreau. Uite ce faci. Băi, nu vreau să ne răsturnăm. Atâta tot. Te rog, ce mergi, ține interiorul!
asta, era... Nu pot să te întreb, dar te întreb, poate te liniștești. Cu câte femei te-ai culcat doar pentru simplu fapt că ești de culoare închisă? Este foarte greșit să te culci cu femeile. Trebuie să faci dragoste cu ele. Okay. Altă întrebare. Ok, atâta. Dacă capi mai și ușor... Frână, frână, băi, 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 nu fine, te rog, calmează-te. Ține mai în interior. Ține. Așa. Mai în interior. Mai în interior. Mai în interior, ia de volanul ăla, că merge. O vorbă care zice once you go black, you never go back. Și așa e? Nu e adevărat, domnule. Nu e adevărat, ok. Dar nu mai credeți, e doar reclamă. Cum, băi, 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 cum a apărut pasiunea pentru motorsport? Ușor, frână, 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 frână. Pe vremuri, da, mergea să fiu prost pe stradă. Da. Nu mai e bine. De mult nu mai e bine. Okay. Și atunci, ușor, ușor, mai bine merge frumos pe circuit. Ușor, ușor, te rog. Uite, face toate prostiile. Ne răsturnăm și după aia e ok. Doamne ferește. Ușor, ușor. Băi, băi, iarba, 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 iarba. Ușor, 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 ușor. Îi ține interiorul aici, așa. Ține interiorul. Așa, așa. Și poți să mai tragi de volan mai în interior aici. Mai mult în interior. Ultimul tur. Dacă ar fi să alegi între Toyota Land Cruiser 100. Da. Și podoaba capilară. Ce culoare să aibă Toyota 100? Ușor, 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 cât tare. Azuriu, azuriu. Azuriu. Azuriu, dar în coare de păr. E o vărâncă. Ușor, ușor. Ușor, frână, 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 că mai o întrebare grea, te rog. Ia. De câțiva ani pe internet a apărut un fenomen, a luat amploare un fenomen. Așa? De shitposting. Da. Cu Cabral, ce părere are și dacă îl deranjează. Râde. Râde, Cabral. Râde. Băi, trebuie să zic timp. Băi, ușor, ușor aici și ține interiorul, te rog. Că ai timp extraordinar, îți jur. Ai timp foarte, foarte bun. Ține gazul, gazul pe ea. Gazul pe ea, gazul pe ea. Gazul, mă, Brățcă! Gata, mă, bravo. Băi, stop. Da, ăsta e timp. Nu pot să-mi zic. Acum turul de răcire, let's go. Fiu. Nu era timp, ai pus mai încolo, asta. Ai mers bine. Dacă erai mai calm un pic, da, un pic, asta e problema la mine. Mai scădeai 3 secunde. Da, dacă eu nu scad. Nu, ești la asta volan. Mă duc, da, da. Montoya. Da, pentru da, da. Trebuie să te relaxezi. Că... Nu, dar e... Mai am întrebări. Ai mers atât de repede încât n-am putut să le pun pe toate. Cum ai ajuns să faci parte din clubul Auto Insomnia? Păi, sunt, cred că sunt, nu știu, 15 ani de atunci. 15 ani. Erai tânăr. Suntem... Eu nu te-am răsturnat cu mașina. Da, chiar nu mai răsturna așa precis, dar nu mă mai lămâne. Suntem prieteni, o gașcă de prieteni și suntem uniți de mai multe valori. Ce transpirat eu îndreaptă, ești nebun. Și o gașcă foarte mișto de pasionați, care a rămas pasionați chiar și acum la 84 de ani. Hei, hai, ieșim pe aici pe la domnul șofer și acum întreabă un băiat când îi dai chargerul înapoi. Cine mă mâță? Mi l-am dat, mă, deja e nesimțit, m-am dus până la el acolo la Bogăți, arză la arteri ciupomațe, a ieșit cu câinele la singurul lucru frumos la mâță, știi ce e? Câinele. Că în rest e dramă. Și nu înțeleg de ce nu mi-ai pus cum de mână. Tot timpul l-a scut. Speri că sare din mașină. Așa face aia. O ținem aici, dă-i. Mare nimic, mai de o dată. Gata. Să-ți dea Dumnezeu sănătate că n-am murit. Rămân dator. Am mers bine rău. Era să murim, dar ok. Am transpirat eu în dreapta, frate. Am transpirat, mulțumesc. Mulțumesc. Ia și îmbracă-te că până vine da. Pe mâna mea, n-ai voie să zicești. Da. După de oricum tu e vina ta, să orice pățesc. Îmbracă-te, îmbracă-te. Orice pățesc. Să trăiți? Băi, mă bucur că am mers bine. Și eu mă bucur. Și că nu ne-am răsturnat. Era loc de mai bine. Era loc de mai e, bine. E, întotdeauna e loc de mai acolo, bine. Acolo, gazul jos, pam, 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 am lăsat acolo, pam, pam, că m-ai tot omorât-o cu frână, 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 frână. Acolo nu e de frână. Nu e, nu? Nu e de frână. Acolo e doar de ridică, știi? Aha. Un timp. Da. Și după aia pui gazul jos și tatăl nostru care ești în cer. Aoleu, aoleu. Băi, a fost tare, sper că v-a plăcut, sper că vi s-a părut amuzant. Am pus toate întrebările voastre, omul ne-a răspuns și la aia cu femei, și la aia cu... Da.
Once you go black, Mâța, arză te-ar terce pe mață, că ți-am dat ăla înapoi. Auzi, mă, a scris ăsta, Mâța a scris la întrebări, să-i dau charger înapoi, bă, băiat, să-l auzi. Bă, incredibil. Doamne, când îmi dă charge, vezi, mă, cum te faci de râs pe internet? Da, și era niște vine niște că i-l-am dat, i-l-am ținut, cât i-l-am ținut? 3 săptămâni? Doar. Acesta a fost episodul, îi mulțumim lui Cabral pentru că ne-a acceptat. Pare rău că v-am deranjat. Nu, frate, cu mare drag, oricând. Eu știu că vi-l doresc pe Dan Negru, dar... Tot negru. Păi asta e același lucru. A fost la codul de culoare. E gluma ta asta? Ce? Asta e gluma. Am mai multe, am două. Ah, ok. Bun, share, like și subscribe dacă v-a plăcut și o să-l mai vedem pe Cabral și la podcast și la mai multe materiale. Nu mai sperie oamenii să-l facem vedet. Dă oamenii ăsta. Nu, mă, nu dau, nu. Dacă îl promovăm puternic. Da, da, da. Când poate nu știe lumea. Poate e și eu de foame. Da.